dăm, Doamne, bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Zicea Sfântul și Împăratul David. Frați creștini, cu toate că praznicile și toate sărbătorile se serbează numai o dată pe an, dar bucuriile cele sfinte care rămân cu noi ne învrednicesc să le ținem în toate zilele. Deși sunt mai multe feluri de bucurii în viața noastră, însă numai bucuriile Duhului Sfânt au darul de a ne satisface pe deplin conștiința și a ne aduce deplina mulțumire sufletească. De aceea, zicea David împăratul, acela care avea la dispoziția lui toate bucuriile vieții pământești, cerea de la Dumnezeu zicând, dăm, Doamne, bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Le găsim în Psalmul 50. Bucuriile au și ele viața lor, vârsta lor, graiul și scopul lor. Sunt bucurii care trec și bucurii care rămân mereu cu noi. Bucurii care îmbătrânesc și care nu au moarte, dar sunt și bucurii mincinoase. Bucurii adevărate însă unele, care vin de sus din lumină, dar și bucurii care ies de jos din întuneric. Și mai sunt un fel de bucurii care se nasc din firea omului. Am putea deci împărți bucuriile în trei mari grupe. Bucurii duhovnicești sau suprafirești, bucurii sufletești sau firești și bucurii trupești sau împotriva firii. Bucuriile cele duhovnicești vin de la Dumnezeu, ca o revărsare a Duhului Sfânt. Ele sunt pentru toată creștinătatea atât de mari binefacere aducătoare și fără de moarte, căci izvorul acesta curge de la Dumnezeu și se revarsă numai în sufletele cele care țin legătura strânsă prin trăirea vieții cu Dumnezeu pe pământ. Toate sărbătorile și duminicile de peste an, dar mai cu seamă sărbătorile nașterii și învierii Domnului Hristos, au făcut să simtă toți creștinii în toate veacurile cele mai mari bucurii duhovnicești. Dar bucuriile duhovnicești le simt nu toți la fel, sau mai bine zis, în același grad de fericire. Contează foarte mult de pregătirea sufletească pe care o are fiecare om. Această pregătire sufletească primește firimituri de binecuvântare divină și se deosebesc de la om la om, după vârstă și așezarea fiecăruia. Bucuriile firești sau sufletești, care vin tot de la Dumnezeu, se nasc odată cu omul, cresc și se schimbă odată cu vârsta lui. Acestea sunt bucuriile copiilor, bucuriile tinerilor, bucuriile mamelor și bucuriile bătrânilor. Din acestea sunt unele care le ținem numai odată în viață, le avem. Bucuriile copilăriei nu le mai poate simți cei bătrâni. Bucuriile mamei nu le poate simți ceea ce nu are copii. Bucuriile fecioarei nu le mai poate avea o mamă. Rostul acestor bucurii este de a trezi în sufletul părinților dragostea față de copii, iar în sufletul copiilor dragoste și supunere față de părinți. Dar și bucuriile dregătorilor, ca să-și facă cu cinste datoria lor, au și ei bucuriile lor. Iar al treilea rând de bucurii vin de la diavolul, fie direct, fie prin trup sau prin lumea înconjurătoare. Aceste bucurii sunt străine de firea omului, sunt împotriva firii lui și sunt și cele mai scurte. Aceste bucurii au începutul dulce, dar sfârșitul cu totul amar și se întind asupra neamului omenesc ca o adevărată cursă a ghienii. Aceste bucurii înșelătoare, mincinoase, se nasc în om prin săvârșirea păcatului, trăiesc în el prin deprinderea răului. La unele persoane, aceste bucurii își găsesc moartea numai atunci când se trezesc la pocăință. Iar la unii oameni, aceste bucurii pierd desăvârșit odată cu ei, când sunt aruncați fără nicio nădejde în iad. Aceste bucurii pierzătoare de suflet se nasc din beție, din desfrânare, din distracții vinovate, din iubirea de bani și de averi, din iubirea de sine și din plăceri rele, din mândrie și neascultare de părinții cei duhovnicești și cei trupești. Dar toate bucuriile acestea scurte și mincinoase, ce nu țin decât o clipă, și după aceea urmează mustrarea conștiinței, părerea de rău, rușinea, sărăcia, lipsa, boala și moartea. Prin aceste curse mincinoase, diavolul caută să înșele pe om, spunându-i mereu la ureche că aici pe pământ este raiul și că viața aceasta trebuie trăită cum trebuie, cum o înțeleg ei. Și Dumnezeu, dacă o fi existând, este milostiv și iubitor de oameni și ne iartă, așa cu multe de păcate. Și multe amăgiri diavolești se ridică în mintea omului de la diavol, iar el le crede și la urmă vede că a crezut rău și s-a înșelat amarnic. Unii văd înainte de moarte și sunt mai fericiți dacă se trezesc din calea pierzării, prin pocăință să vină la adevăr. Dar cei mai mulți văd când sunt pe patul morții, când văd împrejurul lor mulțimea duhurilor necurate, adunați să-i smulgă sufletul, iar îngerul păzitor, plângând, își i-a rămas bun pentru totdeauna de la el. Cine poate spune frica ce-l cuprinde pe bietul suflet, când se vede părăsit de tot binele și rămas în ghearele spurcaților diavolului? Durerea cea mare a celor mai multe suflete vor fi atunci, căci își vor aduce aminte prin ce nimicuri s-a înșelat și s-au despărțit ei de fericirea cea veșnică. Căci dacă stăm să judecăm drept, învățăturile Domnului Hristos sau darul binefacerii chiar în lumea aceasta. Spre exemplu, Domnul Hristos zice să nu fie omul desfrânat. Dacă păzește omul porunca aceasta, el este ferit de multe rele, și trupești și sufletești. Așa, ca și beția, ca și tutunul, ca și lăcomia, ca și clefetirea, cearta, dușmănia și toate păcatele. Dacă omul s-ar păzi de ele, n-ar cădea unii în șanțuri beți, nu s-ar îmbolnăvi de nicotină să facă cancer la plămân și în sânge, n-ar ajunge în pușcării dacă nu s-ar lăcomi, dacă nu s-ar lua la ceartă la bătaie, nu și-ar distruge nervii să ajungă în spitale de nebuni, ar avea pace în casă și multă liniște și mulțumire sufletească și trupească. Ar fi fericiți chiar în lumea aceasta dacă oamenii ar asculta de Dumnezeu, de poruncile Lui. Acum să vedem tot prescurtat care bucurii sunt permise și care nu sunt permise. Omului care vrea să se mântuiască, adică cel care vrea să ajungă în cer la bucuriile cele veșnice. Majoritatea lumii a ajuns într-o groaznică orbire și nu pot înțelege că multe pofte mici cheamă pe altele mai mari. Multe bucurii mărunte fac să nască alte bucurii mai mari. Iată de exemplu, mai tot tineretul nostru de astăzi procedează foarte greșit, luând în glumă aceste feluri de bucurii. Căci dacă o fată se îndrăgostește de un băiat și pleacă la plimbări, departe de ochii părinților, prin locuri necunoscute de părinților, ei își permit de la glume la unele păcate, precum pipăitul, sărutatul, de la care mai rămâne un pas până la săvârșirea păcatului desfrânării. Și așa cei mai mulți ajung să trăiască în păcatul acesta, care până la urmă le va umple viața de multe amărăciuni. De aceea este imposibil tineretului de a aduce o viață curată până la căsătorie cu cununia din biserică, pentru că nu cunosc gravitatea păcatului și la fiecare clipă sunt atrași de ispitele celui rău. Chiar cei care au devenit odată curați și s-au împotrivit diavolului, nu sunt scutiți de ispitele lui, căci diavolul fuge de la noi pentru o vreme, dar din când în când vine iar ca să vadă cum stăm cu sufletul. Nu cumva ne găsește dormind în păcate? Nu cumva ne va găsi goi fără Duhul Sfânt în noi? Și suntem gata să-i deschidem lui, diavolului, inima? Și dacă o găsește goală, casa sufletului nostru, el mai ia încă 7 duhuri rele și vine ca să intre în ea. De aceea trebuie să umplem acest gol din inima și sufletul nostru cu Duh Sfânt, cu bucuriile cerești, căci acestea sunt adevăratele bucurii care izvorăsc din Duhul Sfânt. Și sufletul nostru se luminează, se sfințește și ajunge într-o stare de căldură duhovnicească și de îndumnezeire. Așa se spune despre Sfântul Arhidiacon Ștefan. Zice, și Ștefan era plin de Duh Sfânt. Sufletul lui, viața lui, bucuria lui, trupul lui era plin de sfințenie, de Duh Sfânt. De aceea trebuie să ne apropiem mereu de Sfânta Liturghie, de Sfintele Rugăciuni, de Sfintele Cântări, de toate slujbele dumnezeiești de la praznice, căci ne vom umplea de Duh Sfânt și de mari bucurii duhovnicești. Ca o rouă cerească ele vin peste noi, ne mângâie sufletele, ne umple inimile, ne împacă conștiințele, ne înseninează fețele și ne dau o mică arvună de bucuria mântuirii vieții de veci. Câtă bucurie n-am simțit cu toții la nașterea Domnului și în toate zilele de sărbători! Câtă bucurie nu simțim cei ce ne-am adunat aici în această sfântă seară! Dar, cum am spus, nu toți simt la fel, pentru că nu-i interesează pe toți la fel mântuirea. N-au interesul acesta, mântuirea sufletului, salvarea sufletului lor. Unii mai mult, alții mai puțin, alții poate deloc, nu înțeleg nimic. Dar și aceștia din urmă, dacă se luptă, dacă îndrăznesc, lasă toate treburile la pământ și vin cât mai des la Sfânta Biserică, dacă citesc cărți sfinte religioase, dacă renunță la cât mai multe pofte de-astea păcătoase, poate să ajungă și să cunoască și ei și să înțeleagă foarte repede și poate să-i întreacă unii pe mulți înaintașii lor. Așa precum și alții care de multă vreme au stăruit în credință, au fost buni creștini, au venit la biserică, s-au spovedit, s-au împărtășit, au avut grijă să postească, dar deodată, cine știe din ce nimicuri, au început să rărească și n-au mai venit pe la biserică, au uitat să mai țină sărbătorile, au dat de bani, s-au amăgit și au început să țină mai departe de rele, au uitat și din credincioși cât au fost, au căzut în așa fel că nu le mai trebuie să mai vadă, să mai audă de biserică. Nu e mirare că nu numai tineri, și bătrâni s-au rătăcit, au intrat necuratul mulți și fac niște certuri în casă pentru pofte păcătoase la bătrânețe, nu se înțeleg, au rătăcit. A reușit diavolul când a dat iarăși târcoale pe la casa sufletului lui și l-a văzut că e gol. N-a găsit acolo Duhul Sfânt. A găsit acolo păcatele lui, poftele lui. Și cu veselie s-a dus și a intrat să locuiască acolo, chemând alte 7 duhuri necurate mai rele decât el, decât au fost întâi. Starea omului, zice, se va face pe urmă mai rea ca dintâi. Eu am văzut, să nu vă mirați, eu am văzut oameni de aceștia care au trăit credința mult timp, ani de zile până au îmbătrânit, așa s-au pomenit, creștini, cu frică de Dumnezeu. Și când au îmbătrânit, cum e o vorbă, s-au prostit, au alunecat rău și s-au înrăit și au devenit niște dușmani ai bisericii și niște hulitori ai lui Dumnezeu. Iată cum să-i explică cuvintele care aceste cuvinte le-a spus Mântuitorul ucenicilor și lumii de atunci, că diavolul umblă după ce a fugit odată din om, mai dă pe la el din când în când să vadă dacă îl primește. De aceea ne trebuie să ne bucurăm mult de Sfânta Biserică, să citim rugăciuni, să cântăm cântările sfinte, să facem fapte bune și întotdeauna să ne umplem golul acesta al sufletului de Duh Sfânt, de sfințenie. Să știți că în fiecare zi când venim la Sfânta Biserică, mai ales la Sfânta Liturghie, în chip nevăzut, Dumnezeu cu Sfinții Îngeri lucrează în chip nevăzut deasupra noastră, plutește deasupra noastră. Cineva din creștinii noștri care vine aici, o doamnă vrednică de crezare, mi-a spus mie cum a văzut, nu în vis, chiar în biserică fiind, sfinți îngeri în timpul slujbei și un sfânt înger cu un vas luminos, frumos, ca o stropitoare însă, care venea și stropea pe fiecare prin biserică, har ceresc, lumină de la Duhul Sfânt. N-ați observat dumneavoastră că oricât ați venit de îngreuiați în biserică, plecați mai ușor, plecați mai mai luminați. Așa se spune iarăși despre un sfânt, părinte, ucenicul Sfântului Antonie cel Mare, Sfântul Pavel cel Zmerit, că el avea darul acesta să vadă cu Duhul, cu sufletul, ochii sufletului lui, cele ce se petrec în chip nevăzut. Noi nu vedem. Și a văzut cum intra într-o biserică atâția creștini, intra în biserica aceea și toți erau luminați și bucuroși și mergeau cu bucurie și toți erau luminați. Printre ei a văzut și unul care era tare întunecat, negru. Tare să mai mira el, Doamne, ce să fie cu omul acesta? După ce a ieșit din biserică, a așteptat să vadă ce s-a petrecut cu omul acela negru. Când a ieșit din biserică, era și el tot așa de luminat ca ceilalți. Și acela la ieșire, de la terminarea slujbei. Și a întrebat, zice, dar de ce, uite, așa și așa i-a spus, de ce erai așa de... Zice, eu, zice, părinte, sunt tare păcătos. Am făcut păcate grele. Și am venit cu păcatele acestea grele în biserică, n-am îndrăznit, am venit aici la Dumnezeu cu ele. Și aici, venind în biserică, din cele ce am auzit, m-am trezit și m-am hotărât să nu mai fac. Atât am făcut în biserică. Și din hotărârea aceea, Dumnezeu i-a primit hotărârea lui și s-a schimbat sufletul lui și el a ieșit luminat. Să știți că Dumnezeu, care știe gândurile noastre, pe fiecare le știe ce gândim în clipa aceasta, ce am gândit în ziua aceasta, în timpul slujbei și toate, cum ne merg nouă gândurile noastre, Dumnezeu ni le poate lumina. De aceea trimite Sfinții Îngeri în timpul slujbei ca să ne stropească în chip nevăzut ulciorușul acela luminat de Duhul Sfânt, peste noi rouă cerească sfințenia Duhului Sfânt ca să ne luminăm. Deci iată, fraților și surorilor și copii, să învățăm ceva din seara aceasta, să luăm hotărâri temeinice. Poate cineva e stăpânit, nu poate să se lase de un păcat, un păcat care bântuie mult în lume. Și el știți, că nu puteți să nu știți, păcatele cele grele, și aproape fiecare, dar în special păcatele cele grele, ați auzit, aduce mustrare de conștiință. Mustrarea de conștiință nu te lasă. Dacă te mustră conștiința de ceva, hotărăște-te acum ca să lași tot și să zici, Doamne, ajută-mă să nu mai fac. Și nu te descuraja, că te hărțuiești cu diavolul. El vine cu plăcerea lui, cu momeala lui. Îți vine ca un miros de la frumos pe la nas să te facă ca în posturi, cum povestesc Sfinții Părinți. Așa sunt poftele astea. Zice, ca și cum ar trece cineva printr-un târg în posturi și să frige undeva cârnați, carne, fripturi. Vine fumul ăla, se aduce pofta aia pe la nas și vine, dar dispare. Luptă-te, hărțuiește-te cu necuratul clipele acelea și va fugi. Va fugi spurcatul. El n-are puterea asupra noastră. Puterea noi o dăm. Omul îi dă putere lui. Și de unde? Cu ce se hrănește diavolul? Cu păcatele noastre se hrănește, să știți. Hrana diavolului este păcatul omului, păcatele noastre. Cu cât cineva face păcate mai multe și mai grele, cu atât are demonii mai, mai grași, mai voinici, mai puternici asupra lui. Și de-aia zic să nu vă speriați. Hotărârea mereu, cum spunea Sfântul Antonie cel Mare, că odată l-a bătut diavolii așa de rău că l-a lăsat mai mult mort. A venit Ciobanii și l-a găsit mai mult mort, reșinat de tot. Sfântul Antonie cel Mare, el care i-a legat pe diavol pe urmă, dar până a ajuns să-i lege, vedeți, băgați de seamă că găsim în viața lui acestea, până a ajuns și el cu puterea asupra lor, l-a bătut în câteva rânduri și i-a făcut multe. Și pe urmă a venit, de el striga acolo și spunea la ciobani, că ciobanii vrea ca să-l scape și să-l ducă undeva la doctor, să tămăduiască, între puțin, așa zicea, în șoapte, duceți-mă îndărât acolo, la chilia mea, duceți-mă acolo, să mai mă bată, nu să speria. Așa și eu vă spun, nu vă speriați. Cu cât vă veți lipsi de păcate, de momelile acestea și le veți arunca, cu atât va slăbi puterea lor. Vor slăbi ei, se vor îngrețoșa de noi și ne va urâ. S-a dus cineva la un schit și acolo era doi bătrâni călugări și unul îi zice celuilalt, băi, urâtul diavolului, când pentru moment s-a cam zmintit creștinul acela care a auzit. Dar pe urmă și-a dat seama că a început să vorbească, zice, de când ești aici, zice, te-a urât toți diavolii, de când te rogi aici, te-a urât diavolul, nu mai te iubește diavolii. Așa să facem și noi, să nu-i mai hrănim, să-i facem să ne urască ei, nu Dumnezeu. Și încă un lucru, o învățătură foarte importantă să o țineți minte, vă spun din cele ce vedem unii mai vechi, eu nu mai vorbesc de ani de zile de când văd aceste minuni întâmplându-se. Mulți dintre dumneavoastră ați venit cu niște fețe, cu niște trupuri foarte bolnavi, urâte, niște cadavre, cu păcate, cu răni murdare și grele. Dar dacă ați stăruit și ați venit și v-ați spovedit și v-ați luptat și ați bătut pe diavolul și v-au fost scârbă de păcat și l-ați urât și ați venit aici sub ploaia Duhului Sfânt, sub apele Sfințeniei, ați devenit curați și vă privesc și vă văd cu totul luminate sufletele pe care multe ați venit, unele nu prea de mult timp, unele mai de mult, unele ați venit mulți ani și n-ați ajuns la măsura luminării și cunoștinții unora care vin mai de puțin ani, s-au luminat mai repede. Mare lucrare este, să știți, lucrarea Duhului Sfânt după cum omul primește, după cum omul să hrănește sufletește. Ați văzut dumneavoastră încât o casă bogată, eu am văzut, cât un copil prăpădit, sărac, toată casa și toate mesele pline de toate bunătățile, el pipernicit, slăbit, nu mănâncă, n-are poftă de mâncare, nu se hrănește și nu crește. Încât o casă de om sărac, o ceată de copii, toți se îndeamnă și mănâncă, grași, frumoși, voinici, cresc toți unul și unul. Și așa să știți că și sufletește să petrece între noi. foarte mult contează hrana și băutura. Hrana sunt predicile, învățăturile, cititul, rugăciunile. Băutura sunt cântările, cântările duhovnicești, așa cum ne învață Sfântul Pavel, să cântăm duhovnicește. Dacă veți veni mereu, dacă veți ține seama mereu de aceste lucruri, adică de mergerea la biserică, de citit, de fapte bune, de stăruință, ca să aflați, cu interesul acesta să aflați. Cât interes nu depune un școlar care să învețe, să știe cum să răspundă? Cât interes nu depune părinții pentru copii ca să-i facă oameni mari? Cât interes nu depun profesorii și, în fine, toți pentru ca să facă ceva? E, interesul acesta, cu mult mai mult să fie la noi, la toți, să ne fie pentru mântuire. Să ne uităm în fiecare seară, în fiecare clipă, în noi, să vedem nu cumva, prin niște păcate, am alungat pe Duhul Sfânt din noi? Vedeți că împăratul David în Psalmul 50 zice: și Duhul tău cel Sfânt nu-l lua de la mine. Vedeți? Prin păcate putem să pierdem Duhul Sfânt. Putem să ne lipsim, ne golim. Mai ales, vai, acum ce repede se pot goli oamenii noștri și mai ales tineretul de aceste frumuseți ale darului Duhului Sfânt. Foarte repede se golesc. Am văzut un film la televizor de dragoste, sau mai știu și unde, i-a golit sufletul, i-a scurcat mintea. Nu mai e mintea curată, mai poate el să roage cum se ruga mai înainte puțin? Nu mai. Pentru unii s-ar putea să fie aceste cuvinte prea grele de primit. Eu nu v-aș spune așa ca să pierdem timpul. Să știți că nu se poate trece la lucruri mari până când nu pornim de la cele mici. Ați auzit că multe pofte mici cheamă pe cele mari. Ați auzit? Și este așa? Multe pofte mici cheamă pe cele mari. Pornește omul de la o țuiculiță și de la țuiculiță ajunge la mai multe, de la mai multe la bătaie, la cuțite, la ceartă, la despărțire, la ruperea legăturii sfinte. Pornește de la o uitătură mai frumoasă, un zâmbet, tinerii unul la altul. Și de aici, ce iese de aici? Ce răutăți! Cum ajung până la urmă să se omoare unul pe altul. Cât să-l iubeau ei de mult, până la urmă nu mai poate să stea unul lângă altul. Pornește de la vederea ochilor, pofta ochilor. Vede acolo la televizor niște jucării de ale satanii, cum joacă, le face diavolul jucării, ca la copiii amici. Ați văzut că la copiii mici, dacă le face cineva în leagă niște jucării, așa începe să râdă la ei. Li se pare că e tata sau mama, dar ei râd de bieții copii, nu știe. Așa și aceștia. Diavolul face niște jucării din televizor și el râde, bietul om, bietul tânăr. Râde și nu știe unde vrea să-l ducă. Până să pomenește împolmolit în niște păcate mari, grele și nu-l mai întoarce nimeni. Greu decât atunci ce credeți că trebuie, îl mai întoarce. Bătaie de sus, boală, suferință de tot felul. Și prin astea mai poate Dumnezeu să-l mai trezească pe desfrânat, pe bețiv, pe tutunar. Niște păcate, iar uite o poftă foarte mică, pofta părinților de a-și vedea copiii bine în viață. Hai să ne ducem și noi la vrăjitoare, că acolo ne va da putere ca să putem să facem noi ce vrem. Și să duc sărmani, să duc unii înainte de căsătorie, tineri, pe la vrăjitoare. Și acolo duhul necurat se ține după bietul om, după cine s-a dus acolo, l-a șters și Dumnezeu din cartea vieții, a ieșit și Duhul Sfânt din inima lui, s-a depărtat și îngerul păzitor și a luat diavolul locul. Și ajung unii cu diavolul să se căsătorească cu cine vrea, să facă multe păcate de-astea grele, fac copii tot în păcate de-astea de vrăjitorie și abia acum, după ani de zile, mulți părinți își plâng soarta și nu știu cum să se mai descurce. Acum își iau plata păcatelor lor acestora, dar să mai duc și la iad, că nu se trezesc încă. Trebuie bătaie tare, trebuie să frece Dumnezeu rugina aceasta a păcatelor cu o perie de sârmă de-aia tare, ca să se ia bine rugina, căci nu se poate altfel. Și așa că sunt o mulțime de lucruri care așa le vedem, așa le simțim, așa observați și dumneavoastră toți care sunteți mai luminați în credință, că din astea mici ies lucruri grele, păcate mari și grele. Aveți grijă, copii, aveți grijă, părinți, aveți grijă, fetelor. Nu vă înșelați, că mai e puțin. Puțin mai avem. Anii aceștia sunt hotărători. O mână s-a arătat pe cer și a scris, cântărit, numărat, împărțit. S-a cântărit păcatele omenirii, s-a numărat timpul vieții. Mai avem puțin. S-a hotărât venirea focului. Vrea Dumnezeu să dea foc pământului, să omoare viermăria aceasta care a spurcat pământul, să omoare, să distrugă cotarii, hulitorii și desfrânații, bețivii și tutunarii. S-a hotărât să fim gata, să nu ne lăsăm amăgiți și înșelați, că puțin mai este. Dumnezeu ne vrea pe cei care ne-am adunat aici. Uitați-vă fiecare în suflet, în trup, în viață și vedeți ce gol a mai rămas și umpleți-l, siliți-vă să-l umpleți. Umpleți golul acesta cu Duh Sfânt. Veniți la Dumnezeu, acasă, oriunde, fiți lângă El. Citiți, rugați-vă și plângeți păcate. Biata lume, ca la teatru, în lumea pieirii. Un teatru din Germania se spune că în timp ce se ținea acolo o piesă și lumea râdea cu hohote, a strigat unul, a luat foc, teatru. Foc, foc! a strigat unul pe scenă. Lumea a început să urle de râs. Foc, foc! Lumea râdea să ținea cu mâinile de burtă de râs. Credea că și aceste vorbe se țin tot de piesa teatrului. Iese directorul teatrului și strigă tare: oameni buni, treziți-vă că e foc, ieșiți afară pe unde puteți. Atunci au îngălbenit, dar flăcările au început să se întindă și așa i-au prins focul și au ars sărmanii de ei toți acolo. Că s-au îngrămădit la uși și n-au putut să mai iasă și fumul de la cadavre și de la tot ce era acolo i-au înnecat și în această groaznică pieire și-au găsit sfârșitul. Așa va fi biată lumea aceasta de astăzi, din vremea noastră. A început focul și lumea râde. A început prăpădul și lumea se distrează. Poate vă pare greu să vă spun cum, nici acum să nu ne distrăm. Da, și noi ne distrăm. Vedeți ce bine ne distrăm noi așa? Cine are bucuriile noastre? Cei care sunt la teatru, cei care joacă toată noaptea, cei care bea toată noaptea și fumează, stau în fum de tutun. Mâine dimineață mulți sunt morți, mulți sunt la spitale, mulți sunt la operație, mulți sunt la divorțuri, la pieire, la distrugere, la despărțire. Și lumea râde. Ce frumos ne distrăm noi aici, în casa Domnului, în locașul Lui cel Sfânt. Fericiți sunteți că ați aflat căile vieții. Bucurați-vă, săltați de bucurie și să spuneți și altora bucuriile pe care le-ați simțit în această noapte sfântă. Să nu uitați niciodată, până o pleca de aici, până o pleca cu toții. Căci în această bucurie de vom merge, de vom trăi, sufletele noastre va trece tot în bucuria cerului, în cântecele îngerilor, în dansurile fecioarelor și tinerilor, a sfinților care ne așteaptă, căci noi suntem urmașii lor. Nu suntem noi urmașii lor? Și ei au fost ca noi. Tot așa au trăit printre noi, în prigoane, în înșelăciune, în mincinoși, între beții, între idolatri, între tâlhari. Și ei au trăit ca noi aici pe pământ. Dar au trăit cu Dumnezeu. Și așa s-au sfințit și au trecut peste toate biruitorii. Și noi vom birui, căci Iisus biruitorul este cu noi. El ne este Tată, El ne este lumină, El e calea, adevărul și viața și El ne ajută, ne ridică, ne întărește, ne sfințește. După El, fraților, pe urmele pașilor Lui, după dârele sângelui Lui, sus la Golgota, să ne ridicăm, să trăim de acum încolo și mai aprinși, cei care ne-am aprins până acum. Iar cei care începeți, începeți, că nu va mai fi timp. Începeți acum, nu se va mai putea mult. Nu se îngrașă porcul în ziua de ignat când trebuie să-l tai. Când o veni zguduiala și focul, n-ai ce să mai faci cu banii, N-ai ce să mai faci cu ce ai strâns. Fă acum. Te mai gândi la copiii că-ți faci. Și copiii. Nu vă mai gândiți departe la viitor. A murit norocul vostru pământesc. Norocul, viitorul, este sus, în cer. Acolo să-l vedeți. Acolo să fie ochii țintă la el. Iisus, Mântuitorul nostru, îți mulțumim pentru darurile tale. Îți mulțumim pentru tot ceea ce ne-a ajutat în anul acesta să facem spre slava numelui Tău. Fii binecuvântat pentru toate. Ajută-ne și de acum înainte ca să facem și mai mult, că-și vrem, dorim. Sfințește-ne Tu, întărește-ne Tu, noi Te căutăm mereu. Doamne Iisuse Hristoase, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu, Cela ce ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dorința Ta arzătoare și mila Ta pentru noi a fost până ți-ai vărsat sângele pe cruce, ți-ai dat viața pentru sufletele noastre. Ai venit în lume ca să suferi de mic. O, prea scumpul Tău nume, ce ne mântuiește sufletele noastre, să ne ajute mai departe. Primește mulțumirile noastre, Doamne, primește cântările și rugăciunile noastre, primește hotărârile noastre ale tuturor și ajută-ne să le ținem până la sfârșitul vieții. Tu ne cunoști și ne știi slăbiciunea tuturor, fiecăruia dintre noi. Ajută-ne ca să ne ridicăm, ajută-ne ca să Te căutăm, ajută-ne ca să Te aflăm și să rămânem cu Tine. Îți mulțumim, Domnul nostru, Stăpâne, pentru tot harul care L-ai revărsat peste noi. Adu-ți aminte, Doamne, Dumnezeul nostru, de părinții noștri cei duhovnicești, de părinții cei trupești, de cei adormiți, de cei ce s-au mutat de la noi. Adu-ți aminte de cei ce sunt în spitale pe patul de operații. Adu-ți aminte de toți bolnavii, de toți săracii și oropsiți. Adu-ți aminte de toți cei ce sunt la închisori pentru dreptate și adevăr. Adu-ți aminte, Doamne, Dumnezeul nostru, de tot sufletul cel necăjit și dosădit, căreia îi trebuiește mila și ajutorul Tău, și dă-le lor pacea Ta, liniștea sufletească și scoate-i la limanul mântuirii. Binecuvintează-ne, Doamne, Dumnezeul nostru, toate clipele acestea care le-am petrecut în numele Tău și nu ne lăsa ca să pierim niciunul. Când va suna trâmbița Ta și pe norii cerului vei apărea cu sfinții îngeri, să nu rămânem niciunul pe pământ, în tulburare și în fierberea focului, să ne ridici spre slăvile țărine, spre cerul Tău cel binecuvântat, la dreapta Ta. Nimeni nu s-a mântuit fără ajutorul Tău, Doamne. La Tine este nădejdea noastră. Ajută-ne și nouă. Fii cu noi în toate zilele vieții noastre, așa cum a spus preasfânta Ta gură, că vei fi cu noi până la sfârșitul zilelor, până la sfârșitul vieții, până la sfârșitul lumii. fii cu noi și condune mai departe. Cu biserica ta cea sfântă, cu păstorii tăi, luminează sufletele credincioșilor. Adu-ți aminte, Doamne, de toți ucenicii tăi, adu-ți aminte de toți păstorii, de preoți. Dă-le harul tău cel sfânt, dă-le putere să se ridice, ridică-i din amorțeală, trezește-i la lumină. Trezește preoțimea ta, Domnul nostru sfânt, ca să strige cuvântul tău în lume, să nu piară nimeni, niciunul să nu piară din cei ce sunt scriși în carte. Trezește trâmbițile tale, trezește și fă să cheme mereu, să strige mereu la adevăr, la lumină, la viață, sufletele însetate, flămânde, bolnave. Domnul nostru sfânt și mare, la tine cădem, auzi-ne în clipa aceasta și ajută tuturor acelora de pretutindeni, frați creștini, preoți, călugări, monași și monahii și tot poporul tău cel drept credincios să fie pe calea mântuirii, treaz și adevărat, viu și sfânt pentru împărăția ta. Amin.